Vorbim despre serviciile de bază pe care le folosim zi de zi, doar că diferența este că noi le oferim contra unui cost abonament lunar. Nu trebuie să mai pierdeți timp pentru setări, pentru creieri, pentru ștergeri de conturi. Vorbim despre servicii de e-mail, hosted exchange, vorbim despre servicii de hosted CRM. Aici vorbim, hosted CRM este un modul, este o soluție care are trei module. Partea de vânzări, pentru departamentul de vânzări, pentru a-și organiza tot ce înseamnă activitate de vânzări zilnică. Vorbim despre modulul de marketing, pentru evenimente sau pentru înștiințări. Mai avem un alt produs, o altă soluție, automatizat, nu trebuie să aveți resurse, postul face de resurse și suport client. Să aveți un istoric cu clientul, în momentul în care sună, de ce a sunat, în cât timp s-a rezolvat și dacă s-a rezolvat și clientul este mulțumit, pentru că asta ne interesează pe toți. Vorbim despre soluții de SharePoint, partea de portal, intranet, management de conținut și partea de hosted conference collaboration. Aici le știm și le folosim cu toții, partea din instant messaging, conferință video. Partea de servicii, aici acoperim o gamă foarte largă, vorbim despre specialiști, în cadrul Star Story și pe toate tehnologiile, care vă pot ajuta pentru să vă setați un business, să vă setați o infrastructură IT, vorbim despre servicii de virtualizare, servicii de configurări VPN, servicii de comunicații, servicii de instalare sisteme de operare, partea de configurare hardware, managementul stocării și așa mai departe. Sunt foarte multe servicii pe care le putem oferi cu resurse interne, bine specializate la, direct la furnizorii de tehnologie. Mai mult de atât, vă spuneam de comunicații. Nu este suficient să ai partea de, provider, propriu-zis, partea canalul de comunicație. Trebuie să deschizi o infrastructură foarte bine pusă la punct. Noi am apelat la unul dintre cei mai mari furnizori, cunoașteți probabil toți dintre dumneavoastră, Cisco. Este un partener de încredere Star Storage. Am analizat nevoile pe care le-am avut noi la momentul respectiv pentru centru de date. Am început cu o infrastructură bazată pe Cisco Nexus, seria 9 de la Cisco, 2000 switch-uri la nivel de rack, 5000 partea de agregare a acestor switch-uri, 2000 și, bineînțeles, în final, partea de Nexus 7000 și Catalyst 6500. Este o infrastructură redundantă, indiferent ce s-a întâmplat, întotdeauna veți avea acces la informații prin această infrastructură. Partener pe care îi folosim sunt câțiva, nu am insistat prea mult pe acest slide. Vorbim despre EMC, partener pe partea de stocare, partener pe partea de document management, vorbim despre Hitachi, partea de stocare, vorbim IBM la nivel de procesare, VMware, partener pe partea de virtualizare, Falcon Store pe servicii de replicare, Microsoft-ul și cunoaște să-l folosim deja toți, atât ca să duce la muncă și, bineînțeles, în final, partea de comunicații de care vorbeam, partener Cisco, partener strategic Star Storage. Când vorbim despre outsourcing, trebuie să vedem și avantajele pe care le oferă această externalizare. De ce am externalizat și de ce nu ne-am gândit să ținem totul sub birou, în privire mele spunând? Pentru că puteți să vă luați problemele de pe cap, puteți să vă concentrați pe core business, puteți să vă concentrați pe problemele reale din cadrul companiei, să rezolvați problemele angajaților din cadrul companiei mult mai bine și mai focusat. Pentru că întotdeauna IT-ul este de vin într-o companie. Indiferent ce s-a întâmplat, IT-ul este de vin. Nu trebuie să mai aveți aceste griji externe. În servicii puteți să răspundeți foarte rapid, să creșteți performanța. Vorbim despre dezvoltări de noi domenii. Puteți să vă focusați, să vă lărgiți activitatea, nu obligatoriu doar în domeniul pe care activați la momentul respectiv. Bineînțeles, partea de putem crește, aduce valoarea adăugată business-ului pe care îl avem. Să ajutăm compania să crească. În același timp vorbim despre partea de costuri, costurile trebuie reduse, optimizate, trebuie gândit să cere, să facem economii și, bineînțeles, întotdeauna bugetul, primul buget se taie la nivel de IT. De ce îți mai trebuie un server? De ce îți mai trebuie stocare? Avem, ne descurcăm cu ce avem. Noi trebuie să fim realiști la nivel de IT și managementul oricărei companii trebuie să fie realist, că întotdeauna există un risc. Nimeni și nici ei, dacă îi se aduce, îi se pune în vedere, se face o prezentare, se urma situația actuală. Dom'le, avem un risc. Totuși trebuie adus în vedere. Să nu cumva, după care se întâmplă, să ne spună, de ce nu m-ai spus? Pentru că asta face managementul. De ce nu mi-ai spus? Din de 10 ori la mine. Poate găsim și un buget pentru așa ceva sau luăm
și facem ceva, găsim soluții. Și sunt soluții pe care le oferă și Star Storage. Vorbim de personal. Responsabilitatea, vă spuneam, este a dumneavoastră, în general la nivel de IT și a managementului companiei. Responsabilitatea nu este a utilizatorului propriu-zis. Și tehnologii, vă oferim cele mai noi tehnologii, întotdeauna veți avea acces la aceste, la ultimele tehnologii, într-un centru de date, pentru că noi suntem obligați să ținem pasul cu aceste tehnologii, avem parteneri de încredere. De ce ați apelat la un furnizor și la Star Storage? Pentru că focusul acestei companii, de când a fost înființat, a fost pentru furnizarea de soluții și servicii în domeniul IT&C. Suntem focusați foarte mult pe client. Încercăm să ajutăm clientul, pentru că ajutându-l pe client și noi ne ajutăm și pe noi să crește ca și companie. După cum ați văzut la început, suntem peste 500 de angajați în cadrul companiei și este o companie cu capital 100% românesc. Pe timp de criza anul trecut, noi angajam și în acest moment mai angajăm personal. Ceea ce cred că spune mult. Vorbim despre experiență în proiecte complexe. În 10 ani de zile avem foarte multe proiecte dezvoltate, avem peste 50 de clienți enterprise. Ceea ce iarăși cred că ar trebui să spună foarte multe lucruri. Vorbim despre referințe și reputație în domeniul IT&C, flexibilitate și rapiditate. Suntem local, managementul nostru este aici, nu mai există escaladări, decizia se ia pe moment, doar să existe cerința și putem să răspundem la ea. Partea de personal tehnic, vă spuneam, deținem personal specializat pe toate tehnologiile. Direct la partenerii de tehnologie, la furnizorul de tehnologie. Indiferent de ce aveți nevoie, puteți apela la noi și vă punem personalul calificat la dispoziție. Avem mult mai multe departamente, atât de consultanță, cât și partea de dezvoltare software, partea de project management, toți au certificări. Ultimele în domeniu. Vorbim despre un parteneriat, parteneriate semnate cu cei mai mari furnizori de tehnologie, vă spuneam, mă repet, dar este important să înțelegeți că lucrăm cu cele mai importanti furnizori de tehnologii. Și în continuare credem că avem nevoie de ei și ei au nevoie de noi. Pentru că feedback-ul vine de la noi, nevoia de piață vine de la noi și ei răspund la aceste nevoi. Și caută să rezolve sau să aducă îmbunătățiri tehnologiilor actuale. Partea de confidențialitate și securitate este garantată la compania Star Storage. La fiecare contract se semnează un NDA și la fiecare contract se semnează un SLA pentru serviciile pe care le doriți dumneavoastră. Partea de comunicație importantă, vă spuneam că deținem cel mai mare pop de comunicații la nivel național și internațional. Și, bineînțeles, partea de suport ulterior. Nu este suficient să încheie un contract, să furnizezi servicii și ulterior să nu mai știți la cine trebuie să apelați și să nu vezi să răspundă la telefon. Important să știți că în momentul în care ați externalizat câteva servicii, nu core business-ul dumneavoastră, veți avea pe cineva în celălalt capăt care vă este pus la dispoziție. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă rog.